Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele spuse. Aveai un fragment? Vreau să adaug înainte o idee, în timp ce povestea Marius ne-am readus aminte. Un lucru e foarte important la această carte, mi se pare că e ca un fel de reminder în lumea contemporană în care ne străduim să bifăm, să rezolvăm, să facem lucrurile corect, pentru că personajul din carte vrea să învețe să cânte mai bine pe Chopin, dar nu neapărat se gândește la zona asta emoțiilor și a sufletului. Profesoara Pilinska e cea care, de fapt, îl învață să cânte muzica sau să se bucure de artă, să împărtășească cu alții, pentru că e și o scenă în care este împărtășită arta de a cânta la pian cu încă un personaj foarte drag, personajul central, cu sufletul. Deci, cumva, mi se pare foarte importantă trecerea asta pe care cititorul alături de rolul principal o face, sau această transformare pe care o trăim alături de personajul central, de la trebuie să merg la lecția de pian, trebuie să plătesc de la ora la ora, la fenomenul numit doamna Pilinska, care în timpul orei poate să le expedieze rapid pe elevul ei, să-i spună du-te, nu ești în stare, nu e bine, du-te în parc. Și o să vă citesc un scurt pasaj ca să vedeți cât de spectaculos este dialogul, de aia spuneam că mă gândeam la o piesă de teatru. Spune doamna profesor de pian: spuneți-mi, domnule filozof, mai sunt bazine cu apă în grădina Luxemburg? Da. Iată o vecinătate deosebit de fructuoasă pentru un ucenic muzician. A descuiat ușa. Deci erau în timpul orei și le expediază. Vă propun să mai treceți pragul unei etape, dar va trebui să cheltuiți ceva bani, se poate? Sper, am răspuns calculând în minte ce sumă aș putea sacrifica pentru achiziționarea de partituri. Deci el s-a gândit evident la partituri. Fantastic, atunci cumpărați semințe. Semințe? Mai degrabă grăunțe sau cereale uscate. Cere din cele care se dau la crap, care se vând în magazinele cu hrană pentru animale. Poftim? Vreți să mă hrănesc cu grăunțe? M-a privit lung consternată. Sigur că nu, sunt prea sărată. Vreți să hrănesc crapii din grădina Luxemburg? Ce mizerie! Nu pot să sufăr viețuitoarele acelea moi, măloase, văscoase cu gura lor în scenă. Unde i-or fi gândurile lui Dumnezeu când a creat crapii? Ba nu, prefer să nu știu, din mină creștinească. S-a scârbinat în cap oripilat. Am insistat, nu înțeleg, doamna Pilinska. Mergeți la Luxemburg și faceți cerculețe în apă. Veți sesiza rezonanța. Contemplați suprafața plană, netedă, calmă, apoi aruncați un bob. Apa se va tulbura. Studiați impactul, consecințele lui. Timpul luat de cerculețe pentru a se forma, a se răspândi, a dispărea. Nu forțați, doar observați. Vă veți folosi de acest lucru sâmbăta viitoare pentru a lua o notă joasă, a o lăsa să se dezvolte și să moară, sau pentru a depăna o melodie pe un val armonic. Învățați să definiți lichid. Mi se pare senzațional.